Cu toate că vremea nu a ținut cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție al județului Argeș, ieri programul a fost respectat în tocmai așa cum fusese stabilit, iar în poligonul de la Budeasa a fost organizat concursul Cupa Presei la Tir. Activitatea face parte din cadrul manifestărilor prilejuite de Ziua Poliției Române, care va fi sărbătorită vineri. Jurnaliștii argeșeni au avut prilejul ca pentru puțin timp să intre în pielea oamenilor legii, având posibilitatea să tragă cu arma, evident nu după infractori, ci la țintă. În cazul în care arma nu funcționează sau nu știm să o manevrăm, o țineți îndreptată, cuțeava îndreptată spre țintă, mâna sus și cei din spate o să vă arăt. După instructajul făcut de polițiști, atunci când s-au văzut cu arma în mână, oamenii din presă au demonstrat că se descurcă excelent și în poligon, la fel ca în redacție. Diferențele de punctaj au fost foarte mici, tocmai de aceea fiind necesară și o departajare. E frumos să fii polițist tot timpul, astăzi mai mult decât altă dată, având în vedere că ne aflăm în săptămâna în care noi desfășurăm activități cu prilejul Zilei Poliției, începând de ieri, când am avut o expoziție la Muzeul Județean, Poliția între tradiție și modernitate, astăzi cu participarea dumneavoastră și vă mulțumim concursul de tir. Mâine va fi ziua porților deschise și se vor încheia manifestările vineri cu o ședință festivă, cu defilarea tehnicii. Vă așteptăm și vineri să fiți alături de noi. Domnul comandant, se fac angajări în poliție. De ce ar trebui să vină tinerii în poliție? Poliția română, Poliția Argeș? În primul rând, trebuie să vie tineri în poliție pentru că trebuie să existe cineva care să păstreze ordinea, să mențină ordinea publică. Pentru ca cetățeanul să fie în siguranță, e nevoie de polițiști. Iar acum, după cum ați constatat și dumneavoastră, a fost o perioadă de masivă de pensionări și e nevoie de polițiști. La final, clasamentul arăta astfel. La fete, lider de clasament a fost Adriana Gândilă de la săptămânalul Impuls de Argeș, pe locul 2 s-a clasat colega noastră Monica Sandu de la Curierul Zilei, iar locul 3 a revenit Manuele Ionașcu de la Mușel TV. La băieți, locul 1 a fost câștigat de Bogdan Bodea de la Absolut TV, locul 2 de Matei Cristian de la Radio România Actualități, iar pe locul 3 s-a situat colegul nostru de la Curierul Zilei, Narcis Manole.